Bine v-am regăsit! Azi o să fac un tort din cremă de zahăr ars. Azi e o zi foarte specială. A venit primăvara, a ieșit soarele și mai este ceva azi, dar numai la final vă spun. Deci avem nevoie de ouă. Pentru cremă am 6 ouă. Un litru de lapte și zahăr. Și pentru blat avem nevoie de 4 ouă, 8 linguri de făină, 8 linguri de zahăr. Pentru început o să am nevoie de un vas pe care puteți să-l băgați în cuptor, deci să nu aibă mânere de plastic. Și o să punem zahărul la caramelizat. E un tort foarte simplu și e și foarte bun. O să pun una, două, trei, patru, 6 linguri de zahăr. Și îl las să se caramelizeze. Pregătesc între timp ce mai trebuie. O să pun aici ouăle, le sparg și așa întregi. Deci 6 ouă. Și acum o să punem zahărul. Una, două, trei, patru, 7 linguri de zahăr. Puțină esență de vanilie. Și dăm cu mixerul până se topește zahărul. Zahărul este topit, adăugăm un litru de lapte. Între timp uit și aici să nu se ardă. Când începe să facă spumă, deja este gata. Trebuie să fiu și atentă că are fond dublu și încălzește foarte tare. Este suficient. Și acum dăm pe pereții vasului. Să aveți grijă să nu vă ardeți. Ungem bine peste tot. Și acum, normal, o lăsăm să se răcească.
Dar eu, dacă vreau să o răcesc mai repede, o să o bag puțin sub apă rece. Fundul numai. Dacă nu, o lăsați pur și simplu până se răcește și se sfarmă zahărul. Se sparge, vedeți? Se creapă tot. Și atunci înseamnă că este gata. Acum mai dăm puțin cu mixerul. Și bineînțeles, vedeți dacă mai trebuie zahăr. Nu mai trebuie, e suficient. Am pregătit lerul. Normal, eu pun o tavă cu apă și în tava aceea pun vasul. Se poate pune și fără. Și acum torn laptele cu ouăle peste zahărul caramelizat. Și o să-l dau la cuptor la 170 de grade, cam 20 de minute. Îl lăsăm să-și facă treaba și blatul o să-l fac înainte să scot crema. Bun, acum pregătim blatul. Separăm albușurile de gălbenuș. Patru ouă. Poate face și din mai mult, dar eu fac un tort mai mic. Bun, adaug un vârf de sare să se bată albușurile mai bine. Și le bat spumă. Adăugăm zahărul. Două. Trei. Cinci linguri de zahăr. Și mai batem. Bătut
foarte bine, spumă. Peste gălbenușuri adaug zahărul vanilat. Și praful de copt. Amestec bine. Și punem peste albușuri. Adăugăm făina la 4 ouă, adăugăm 8 linguri de făină. Deci câte ouă punem, la dublu punem făina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Amestecăm de sus în jos. Omogenizeze foarte bine. Și acum scoatem din cuptor vasul. Vedeți, crema este pe jumătate făcută. Și acum adaug blatul deasupra. Îl întind puțin să fie uniform. Și îl dăm înapoi la cuptor încă 25 de minute. Și așteptăm. Să vedem cum se prezintă. Bun, este în regulă. Îl desfac puțin de pe margini.
și îl las 10 minute să se odihnească. După care o să-l întoarcem invers. Dar las 10 minute să stea așa. Între timp am bătut frișca. Aici e frișca, e pregătită. O las puțin la rece. Vedeți, eu așa am făcut. Am pus în tavă puțină apă și am pus vasul aici. Mi s-a scolat bota. Și mi s-a scolat ocolașul. Și ai plângem în brața. Și ai abraça-mi. Așa, mama. Puță. Nu mă mai iubesc. Mama iubește fetița. După ce l-am lăsat 10 minute, o să îl întorc. Cu grijă și cu atenție. O să-l mai las puțin să stea așa. Cel puțin 10-15 minute cât să se răcească crema puțin. Ah, ce speriat. Să nu te desfaci ce rog. Frumos.
Numai trebuie lăsat puțin mai mult să se răcească crema, că dacă nu, vedeți, se creapă. Hai și mă șarută pâcea și mereu să ne culcăm cu pâcea. Noi punem frișca pe tot. Pune frișca, mama. Și pune frișca, mama. Și pune frișca toată pe tort. Și dă-mă să-mi iau și eu și la beverită. Și prima dată iau eu. Și acum să vedem veverița. Nu vrea veverița. Și acum ia tata din asta. Asta ți-o mai trebuie, mama? Nu, că am tăiat marginile cu... Dar îți mai trebuie acolo? Nu. Și-o mi-o iau și-o mănânc. Înainte să le răsturnați, trebuie să lăsați să se răcească bine. Și-o mănânc eu. Eu l-am întors prea repede. Asta o mănânc eu cu veverița mea. Nu-i place la veverița. Am avut noroc că nu m-a socrăpat puțin și nu s-o desfăcut. Că dacă se desfăcea cine era. Dacă dădeam greșit cu tortul, mă enervam foarte tare. Aranjăm frumos, cât de frumos putem. Să-i punem și ceva pe el, să nu lăsăm așa golaș.
Ce să mai punem după el? Am scăpat. Mai punem și niște avocado. Gata, surioară, pentru tine îi. Azi e ziua la sorela mea, la Delia, la mulți ani, Di. Hai să-i mă zici tu la mulți ani. Și la mulți ani, Deli. Și eu vreau. La mulți ani, Pachili, e tata nețo mondialu. Bani, 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 bani. La mulți ani, au ajuns florile. Au ajuns. Te pup. Pa. Mulțumesc că ați fost cu mine. Să aveți o zi frumoasă. La mulți ani și la cei care sărbătoresc cumva din întâmplare, deodată cu sora mea. Și vă doresc să aveți o zi minunată.